Mă bucur că astăzi pot să fiu aici pentru că știu că avem copii care suferă de această boală și care sunt ai noștri și care ne sunt dragi și știu că trebuie și obligația noastră și datoria noastră să ne ocupăm de ei și să încercăm să-i integrăm și să ne bucurăm împreună cu ei și cu părinții lor. Pe vremuri am lucrat într-o școală care era în cadrul spitalului de neuropsihiatrie și de dizabilități motorii din Sibiu și acolo sunt copii din aceștia internați cu mămicile lor și chiar cunosc problema și chiar am și cunoștințe care sunt în această situație și îmi dau seama cât este de important să ne implicăm pentru ei. E important să nu avem prejudecăți de niciun fel și toți copiii sunt ai noștri, toți suntem cu probleme, niciunul nu-i lipsit de probleme, deci trebuie să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem și să ne luptăm, să ne iubim, pentru că asta ne este menirea aici. Mă învață Mara, hai Mara. Acum ce trebuie să fac? Acum am doi aici, desfac. Așa. Bine? E bine?